România ar putea lua o decizie fără precedent în ceea ce privește șoferii care sunt prinși băuți la volan. Aceștia și-ar putea pierde definitiv dreptul de a conduce vehicule, iar amenzile pot ajunge până la 15.000 de lei. În afara amenzilor usturătoare se suspendă și permisul auto de la 2 la 5 ani. Această inițiativă aparține mai multor parlamentari care s-au gândit să preia modelul american prin care conducătorii autodepistați cu alcool să rămână fără permis pentru o perioadă de până la 5 ani. Dacă aceștia sunt prinși din nou, șoferii vor pierde definitiv dreptul de a conduce. Amenzile prevăzute în noul proiect sunt extrem de usturătoare și variază între 5.000 și 15.000 de lei pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Actul normativ prevede amenzi și sancțiuni în funcție de gradul de alcoolemie depistat în sângele șoferului respectiv, dar și de infracțiunile pe care le comit atunci când se află băuți la volan. Între 2 și 5 ani vor rămâne fără permis șoferii prinși cu alcool la volan în afara amenzilor contravenționale. În cazul unui șofer băut, recidivist, întâlnit din nou de cei de la poliția rutieră, el riscă să rămână fără permis pe viață. În această toamnă, proiectul va ajunge la Camera Deputaților, care, din postura de cameră decizională, va da sau nu undă verde acestui act normativ. Întrebați ce părere au despre acest proiect, sucevenii au salutat această inițiativă. Părea de excepțională. Deci parlamentarii noștri s-au gândit bine că și au mașini, și au probleme în trafic, așa și toată lumea din țară. Așa avem niște drumuri foarte proaste. Dacă conduci mașina inconștient și unii chiar și fără permis și băuți la volan, închipuiți dumneavoastră câte accidente s-au petrecut și aproape în fiecare zi nu există zi în cadrul săptămânii să nu se producă accidente grave, cu morți, cu probleme de sănătate, cu oameni bolnavi, oameni care s-au distrus, vorba aia, cu accidente, picioarele, mâinile, capul, accidente, vorba aia, care ar trebui evitate. Dacă se aplică această lege, bagă frica. La noi trebuie să bage frica în fiecare. Altfel nu rezistăm. Numai frica și la bani. Banii, dacă iați la puncă și la frică, e foarte bine că sunt așa asemenea amenzi de mari. Ca să știe și românul nostru să fie civilizat, să respecte regulile, să respecte legea în țara asta, că este un haos și o anarhie de neînchipuit. Eu aș avea o părere bună, pentru că alcoolul e periculos la volan. Ați dus să întâmplate accidente. Când ești cu mașina, trebuie să fii conștient că nu poți să consumi alcool. Ai consumat alcool, nu mai circul cu mașina. Nu-i normal. Și legea e bună, pentru că se întâmplă atâtea accidente. Nu poate să facă față spitalele cu atâția accidentați. Da, păi a doua oară, atunci e normal ca să se retragă permisul, pentru că, deci, odată că ai fost avertizat, trebuie să fii conștient că a doua oară nu mai poți să mai faci aceeași greșeală, că suporți consecințele, nu? Ori riști. Dar eu zic că cel mai bine ar fi să nu se mai consume la volan alcool. Alcoolul e dușmanul șoferilor. Pentru că se întâmplă foarte multe accidente, zilnic, la știri se anunță accidente din cauza alcoolului, băuturilor alcoolice. Și așa că legea e foarte binevenită. Părerea este foarte bună. Deci cei băuți n-au ce să caute la volan. Deci asta este părerea mea. Ori șoferii, ori crâșmă. Amenzele sunt pe măsură. Deci este un lucru bun. Așa, deci usturându-l o dată, usturându-l de două ori, deci vă dați seama că problema, poate el, cum să zic, îi vine mintea la cap. Dacă s-ar putea să îi iei de tot, deci nu aibă ce căuta, deci de tot să îi iei. Așa. Deci odată, de două ori, de cât îl prinde, asta este indicat chiar de tot. Deci nu au ce căuta, deci cei băuți nu au ce căuta pe drumurile publice. Chiar e foarte bună soluția. Poți să fii chiar ambele. Și poți să-și pierde și permisul și amendă. Asta mi se pare ceva normal. Pentru că dacă ești băut, trebuie să fii conștient că nu trebuie să te duci la volan. Poți să faci chiar foarte mari probleme în trafic, la participanță în trafic. Cum ar fi? Cum ar fi? Accidente, neacordare de prioritate. Este foarte bine la condițiile actuale, dar politicienii trebuie să mai facă ceva pentru șoferi, drumuri. Fiindcă numărul mașinilor față de anii 70-80 a crescut de 500 de ori și drumurile au rămas același. Și se întâmplă pe drumuri, asta este problema. Da, multe accidente se întâmplă și din cauza șoferilor prinși băuți la volan. O fi și din cauza șoferilor, dar și din cauza celor care nu își fac treaba, poliția. Uitați-vă în tot orașul acum și spuneți-mi dacă găsiți un echipaj de poliție. Și în condițiile astea
se întâmplă. Omul este tentat, că e om, e supus greșelii. Proiectul ăsta este foarte bun. Probabil va trebui unul și mai draconic.